Atunci au ieșit femeile la acea răscoală, s-a anunțat singure. Vreau să vă spun că ei... Ah, ce frumos se vede! Da, acolo e dealul Cetățui. Acolo e dealul Cetățui. Da. Că aici se intersectează trei regiuni istorice, da, dar și folclorice în același timp. Da, Meria se află la noua generație, nu o văd prea bine. Cel mai mulți locuitori au avut în 1944, când ne-am găsit în arhiva primăriei. Acum... Mai e ceva să mai, nu știu, nuanță? Sau e doar închisă și atât? Mie milă să mă mai uit, nu mai pot intra. Aici sunt eu în sala de clasă cu... De la școala din Meria? De la școala din Meria cu... Satul Meria. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Frumos. Hai să-l descoperim. Domnul Miron? Unde suntem acum? Suntem în Meria, satul de la vânătul cerului. Mer înseamnă vânăt. Pe fundalul pădurii din partea dinspre nord apare satul văzut din țara Hațegurului cu casele de acoperite cu țiglă. Apar pe acel fundal la cerul foarte limpede, satul de la vânătul cerului. Iar mai departe, acum mergem către partea dinspre vest a satului. Partea aceasta a satului se numește Seliște, vârful Seliștii. Seliște, un plai mai domol, așa, pe care se cobora până către Valea de Pietri, spre cetatea de unde descinde satul Meria, locuitorii satului Meria, din acea cetate, un grup de daci liberi. De când este acest sat? Are ceva istorie în spate? Are ceva istorie, are o istorie destul de numeroasă sau destul de bogată, ca să folosesc termenul. Satul este atestat documentar din 1200, dar este mult mai vechi, pentru că din 1200 deja era satul format, iar grupul acela de daci liber datează din foarte multă vreme, din perioada cotropirii României, a dacii de către romani. Atunci, grupul de daci liber, după cotropirea dacii de către romani, au rupt legătura între țara Hațegului și acea cetate de, cu rol de apărare. Mai târziu ei s-a dezvoltat, adică s-a dezvoltat din punct de vedere numeric, a crescut populația și crescând nu a mai avut loc acolo pe această, pe acea șa de acolo, pentru că și acea cetate are specific cu tuturor cetăților dacice din România, cu loc de accesibilitate mai mult dinspre vest, greu accesibil dinspre sud-est. Asta ne arată și toponimul sau topografia locului, unde de la acea strâmtoare, acea cheie a cernii, se urcă muntele foarte abrupt, este greu de urcat, loc de accesibil numai dinspre vest. Și ca să continui, nemai având loc pe acel teren, au venit și s-a așezat aici, pe această șaua. Aici a fost defrișată. Unde aici? Aici, da, a fost aici, până în capătul satului. A fost defrișată pădurea de brad și s-au așezat ei. Mai târziu au venit în zonă și alți locuitori de pe teritoriul României, acei Lupulești, Bumbești și Crăciunești. Bumbești de la mine, de la Gorj. Da. Au venit pe defiliul Jiului în perioada domnitorului Litovoi. Și s-au așezat aici, iar după aceea satul încă s-a mai dezvoltat, au mai venit și alte populații, au venit sălășenii, golașie, zepa și un nume de Florescu, care încă au mai, unii dintre ei au dispărut ca și locuitori de aici. Ne povesteați ceva apropo de zepa, că ar fi de prin Mexic? Sau... Nu. Zepa sunt foști locuitori ai Imperiului Roman de Apus. Am înțeles.
Numele lor probabil sunt din o corcitură între mauri și spanioli. Zepa înseamnă a zăpa la traf. Numele lor vine de la un dans specific spaniolilor din partea de sud-vest, care execută un dans ritmat din călcâie. Îl execută solo și de acolo vine denumirea și de Zepa. Acum mergem mai în jos către Seliște. Păcat că nu se vede din cauza ceții acel munte, acel vârf de munte unde a fost cetatea dacică, de apărare. Ca o mică paranteză, da? Nu mă așteptam ca în luna lui martie să mai ninge. Aici ninge puțin. Stați puțin. A nins și în iunie. Și în iunie? Da. Cum sunt vremurile pe aici, anotimpurile? Acum anotimpurile sunt foarte călduroase, pentru că nu mai avem zăpadă de multă vreme. Acum 30-40 de ani era zăpadă până în luna, mijlocul lunii mai. Zăpada persista până când o mâncau viermii pe sub, pe dedesubt, mâncau pământ. Că tot a deschis subiectul de cetatea dacică. Da. Deci istoria satului se duce mult în spate. Da. Și la un moment dat, tot așa înainte să începem să filmăm, povestea că aici totul era împrejmuit. Da, era împrejmuit. O să mergem și merg cu dumneavoastră până acolo să vă arăt pe unde era împrejmuit. Pe aici, toată zona asta nu se vede, dar o să ne orientăm cât de cât. Mai jos acolo se vede... s-ar vedea, dar acum e ceață, da? Da, la cetate. E păcat că poate pierdem timp, dar ne-am duce până undeva mai aproape și am vedea acolo. Dacă nu e mult de mers, putem merge până acolo să vedem așa. Poate, coborâm poate. Un pic. Satul era sub formă de cetate. Satul era sub formă de cetate după ce au migrat din acea cetate. Am înțeles. Și s-a așezat aici. Era sub formă de cetate, era înconjurat de garduri, de garduri de nuiele, înalt de 2 metri. Animalele erau scoase primăvara la pășunat. Într-un an era țarina în partea de răsărit a satului și într-un an în partea de vest a satului. Acolo se cultiva în partea în care era țarina în sat, acolo se cultivau cerealele, în special orz, ovăz și secară și cartofi. Iar unde era pășune, se pășuna tot terenul. În anul următor se făcea rotația culturilor. Rotația și a pășunii și a culturilor. Și se deselina din nou. Dar oamenii bănuiesc că erau destul de uniți în condițiile în care își duceau animalele împreună. Nu aveau treabă să se certe între ei. Nu aveau treabă, erau uniți în problema asta. Și unitatea de atunci persistă și astăzi. Cu toate că au mai intervenit anumite lucruri, dar persistă și astăzi. Pentru că, așa cum v-am spus înainte, noi tot ce am făcut, am făcut prin unirea care a existat între noi. Noi ne-am săpat canalele pentru introducerea conductelor de apă, noi ne-am... Practic, ați contribuit și financiar și cu muncă. Absolut, împreună. Și financiar și muncă, contribuția muncă. Noi am contribuit și la, înainte ne făceam drumurile manual, ne le amenajam, tot ce există, nu am avut decât acel asfalt care s-a turnat pe drumul pe care l-am tăiat din 96 până în 2000 și s-a asfaltat din proiecte europene. Drumul pe care am venit noi. Da. Am înțeles. În rest, electrificarea. Tot pe banii noștri. Și am plătit muncitorii. Iar în sat am fost obligați să ne săpăm și să ne instalăm stâlpii singuri. Numai am o curiozitate. Ziceți. De ce n-ați așteptat să vină statul să vă facă, să stați cu mâna întinsă între ghilimele, să spunem așa? Nu, pentru că nu s-a făcut. N-a vrut să se facă. Și o altă paranteză vreau să spun, că între satul Merea și satele din... comună, totdeauna a existat o rivalitate. Concurență, să spunem. Concurență. Și acea concurență se revede și astăzi, pentru că noi fiind uniți ne-am făcut toate
cu mâna noastră și cu contribuția noastră. Noi avem alimentare centrală cu apă și avem, dacă sunt trei gospodării care nu au baie în casă, pe când ei nu au așa ceva. La Luncă nu au așa ceva. Am înțeles. Există în școală doar apă, există la brutărie trasă dintr-un izvor, acum ultimul timp și-a introdus și primarul apă și mai sunt câțiva sporadic, așa s-au introdus apă de la izvoare naturale, dar ei nu au alimentare centrală. Pe când aici există... Există și am să merg cu dumneavoastră, Dumnezeu, am să merg cu dumneavoastră să vedeți și bazinul de sus, unde de 11.000 de litri. Făcut, dacă am înțeles eu bine, de pe vremea comuniștilor? Da, de pe vremea comuniștilor din 83 noi avem alimentare centrală cu apă. Față de alte multe localități din România și de orașe care încă au probleme cu apa. Să ne gândim la București cu apa caldă. Vreau să vă spun că, datorită faptului că sunt oamenii foarte muncitori și harnici, după părerea mea și nu numai a mea, locuitorul satului Merea se află peste standardul de viață al României. În ce sens? În sensul că au tot ce le trebuie. Deci nu duc, da, am văzut că aveți asfalt, aveți apă, nu aveți... Nu duc lipsă de nimic. Mai mult, au din gospodărie și din muncile lor, ei nu se plâng de la nimeni, nu cer de la nimeni niciun ajutor. Bine, zona asta de munte, cu ce poți să produci în curte, în afară de creșterea animalelor? Numai ce nu pui în pământ, nu ai. Am înțeles. Dacă am scăpat o sămânță aici, găsim la anul, la toamnă, găsim răsărită. Deci, fie e pământul bun. Am scăpat o sămânță de grâu, fie că am scăpat o sămânță, să zicem, o sămânță dintr-un măr, răsare. Orice. Nu mai să muncești. Exact. Acum, un cartof cu ceapă și te faci mâncare. Un cartof, nu mai vorbim, suntem... Nu există așa ceva ca la Merea. Acum intrăm într-o grădină a mea. Aici e grădina dumneavoastră? Da, și mergem mai departe ca să coborâm până aproape de unde vârful cetățului, ca să vedeți, mai să nu vi se, să nu se pară multora minciuni. Aici e seliște, e drumul către Gruiul Mării. De ce îi zice Gruiul Mării? Și acum revin la istorie. Pentru că de multă vreme, jos pe unul din râurile care se varsă în Cerna, existau câteva mori. Și una din mori, cea mai veche și cea care am auzit-o de la bătrâni, este moara lui Isaac, sau într-o pronunție locală, Ijac. J-ul acesta mai accentuat, ș-ul mai accentuat se transformă în J. În jurul acesta mai accentuat și moara lui Isaac. Acolo a fost o moară, iar mai târziu încă s-au mai construit câteva mori pe acel râu unde oamenii măcinau. Acel Isaac a trăit în cetatea de la vârful Cetățui. Și de-aia am revenit la această la această istorie, această paranteză. Și o să mergem mai jos. Ne apropiem și de una dintre peșterile în care locuitorii ai satului Merea au ascuns, l-au oferit clopotul bisericii care se află aici, vrând austro-ungarii să ne fure clopotul bisericii, să-l ducă de aici. Doi dintre tinerii satului Merea s-au ascuns cu el în acea peșteră. În acea peșteră de aici. E o peșteră mai jos, acolo, aproape de cetate. Că vreau să fac o mică paranteză. Eu am înțeles greșit acest lucru. Se pare că nu este așa. A avut satul legătură cu ceva haiduci, hoți de codru sau nu? E adevărat că povestea spune și bătrânii spun că mantul de Căvăran sau de la Căvăran din Banatul de Munte a avut activitate și în zona respectivă. Cu locuitori din Lunca de Sus și din Negoi, așa numitul Boancă, unul și altul, nu mi-aduc bine aminte numele lui, în scap, au ascuns, fiind ferit satul, au ascuns o comoară undeva la a doua cheie a Cernei,
Nu am fost să verific, dar spunea bătrânii că este ascuns acolo, au săpat în munte sus, undeva pe la mijlocul muntelui, au săpat în stâncă, un fel de grotă din aia, un fel de chilie, și au ascuns comoara acolo, au zidit-o. Comoara zice că este ascunsă într-un butoi. Urcarea până la acea încăpere mică au făcut-o într-un stejar. Stejarul respectiv de atâta vreme a putrezit și a căzut. Atâta știu despre ea, multă lume întreabă și vor să verifice. M-au mai întrebat și au zis că să trimitem drone să verifice, alții să dorni să pună mâna pe comoară? Pe comoară, dar nu am mers până acolo să le divulg acel secret. Am înțeles. Deci povestea asta cu haiducii de Codru nu prea este. Nu e adevărat. Iar am avut o contrazicere, ca să revin, și cu primarul, care a înțeles greșit că este un sat de hoți și de haiduci. Nu. Așa am citit și eu în presa locală și ceva națională, cum că ar fi fost un sat de haiduci și hoți și la un moment dat a venit armata, i-a înconjurat și le-a spus că dacă de astăzi nu intrați în normalitate... Nu. E adevărat că ne fiind un pic mai recalcitranți, ca să folosesc termenul, și mai revoluționar față de populația care începea să-i asuprească, și mai ales de austro-ungari, pentru că multă vreme austro-ungarii i-au numit barbari. Din pe ce de aici? Pe locuitorii de aici. Din ce cauză? Din cauza că n-au vrut să se catolicească. Biserica noastră are un stil greco-catolic, este constituită în greco-catolic. De ce spun treaba asta? Pentru că după Revoluție, un preot din zona Carașului a venit să revendece biserica aceasta greco-catolică și a spus că noi, dacă merenii, să treacă la catolici și să revindece biserica aceasta greco-catolică. Nu am fost de acord și am spus că oricum așa ceva nu se va întâmpla. Dacă i-am amintit că dacă cunoaște acea istorie referitor la Revolta Femeilor din 1961, cu colectivul, și cu el se va întâmpla la fel. Apropo, dacă tot ați deschis subiectul, să ne povestiți cum este cu femeile, cu pietrele. Da, pentru prima dată după instalarea regimului comunist și mai ales în 1961, când era în plină ascensiune, femeile din Merea s-au revoltat. Este unica revoltă și unica răscoală a femeilor din Merea. Numai femei. Numai femei. Păi bărbații ce făceau? Bărbații au fost plecat la lucru. Perioada s-a întâmplat la sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie, când era la a doua sapă, a doua prașilă. Noi numim îngropatul, că prima prașilă o numim căpăluit, și a doua, adică îngropatul, se adaugă mai mult pământ pe lângă firele de cartof sau de porumb, și ca să un fel de bilon, ca să-l facă mai mare, să se poată dezvolta cartofii și porumbul să poată fi, să se poată fixa în rădăcini, să nu fie culcat sau smult de vânt. Am înțeles. Și atunci au ieșit femeile? Atunci au ieșit femeile la acea răscoală, s-a anunțat singure. Vreau să vă spun că ei, cei de la care au vrut să facă colectivizarea, au venit pe ascuns, s-au dus la o casă care a fost mai departe de satul Merea, cam la 20 de minute de satul Merea, un pic izolată. Locuitorii de acolo, membrii familiei, au fugit, ei s-au dus acolo, au scos butoiul cu țuică, putina cu brânză sau ciubărul cu brânză, cum zicem noi, slănina din pod au dat-o jos, au scos, pentru că omul respectiv avea și cuptor de coacere a pâinii, au scos pita din cuptor, pâinea din cuptor și s-au apucat pe chef. Când ei chefuiau mai bine, femeile de sus
au mers pe ascuns pe după holdele cu secară, cu grâu, crescute foarte frumos, au mers pe ascuns, s-au pitulat până când a ajuns mai sus de ei și de acolo cu bolovane au dat. De unde au ținut bolovanii? De bolovanii de pe drum. Și-au băgat în poală, în sân, au întors catrința și-au pus acolo. Acum se vede, mergem mai încolo și o să vedem acel vârf. Au dat cu bolovanii încât au bătut pe niște faci, au bătut pe ei până când anul următor a căzut frunza. Vedeți? Acolo se văd brazii ei. Acoborăm mai jos și o să vedem. Au brazii ăstea, fagii respectiv s-au uscat. Atât au bătut pe ei. Și tot dumneavoastră, ce frumos se vede. Da, acolo-i dealul Cetățui. Acolo-i dealul Cetățui. Da. Cu ani în urmă, am să vă arăt acasă o fotografie făcută cu un profesor de la Șinleu Silvanie. Cu ani în urmă, un profesor de la Șinleu Silvanie a venit cu copii într-o expoziție cu tezătorii și m-a căutat și a zis, domnul tovarăș învățător, cum zicea atunci, vreau să văd vârful Cetățui și cheile Cernii. De ce vreți să vedeți treaba asta? Am pus întrebarea. Pentru că am găsit vârful Cetățui atestat în analele istoriei române ca cetate dacică. Da, este adevărat, cetate dacică. Acolo, în acel vârf, a fost cetate dacică. Deci acolo unde sunt acum norii? Da, unde sunt brazii aceia pe coamă. Merg brazii mai până... sunt ceva rămășite de la cetate sau nu mai sunt? Nu se mai găsește că piatra a fost folosită, dusă de acolo și folosită un pic mai sus, s-au construit case. S-au construit case cu... Acum nu s-au făcut săpături, scavări ca să se vadă dacă mai există sau mai persistă ceva sau se mai întâlnește ceva. Asta nu s-a făcut pentru că nu toată lumea știe și nu toată lumea a studiat acest lucru, pentru că eu cu ani în urmă la o perfecționare la inspectoratul școlar a venit un profesor de istorie și de geografie și a lansat o carte și a vrut să ne forțați să o cumpărăm și noi. V-a rugat frumos cu ghilimele de rigoare. Da, printre care eu am spus nu iau pentru că nu este adevărat ce s-a spus. A recomandat-o forțat. Nu este adevărat ce s-a spus, pentru că dumneavoastră nu cunoașteți. Era inspector. A vrut să-și vândă cartea și nu este adevărat ce se spuneți. N-am luat-o și s-a dovedit mai târziu că este ceea ce spune este adevărat. Iar pe dincolo, pe după dealul din spatele la acest munte mai mic, acolo se află dealul Ableului și pe coamă merge până mai sus, unde au fost așezați locuitorii din Lunca Cernii de jos. Iar în mijloc nu se vede locuitorii satului Lunca Cernii de sus din dealul Mesteacunului. V-am spus înainte că ei au coborât din cauza vremurilor urâte care erau atunci anotimpurile cu foarte multă zăpadă, reci, pe timp de iarnă nu aveau apă, stau, zăpada persista cât mai mult și au coborât în aceste Valea Cernii, în partea inferioară a râului Cerna, ce depinde de comuna Lunca Cernii, că Cerna merge până la Deva. Bine, tot de la dumneavoastră am aflat că aici se intersectează trei regiuni istorice, da, dar și folclorice în același timp. Da, Meria se află la interferența dintre Banatul de Munte în partea aceasta dinspre vest. Acolo e Banatul, da? Banatul de Munte, Țara Hațegului în partea de sud și și zona pădurenilor în partea de nord. Zona pădurenilor, acolo cred că e comuna bătrână în partea aia. E comuna bătrână, e mult spre nord în partea aceea. În partea aceasta se află comuna Bunila și mai departe celelalte comune din zona pădurenilor. Și cum au influențat cele trei ținuturi viața celor din Meria? Foarte puțin au influențat. Pentru că, vreau să vă spun, comunitatea din acest sat este o comunitate aparte.
aș putea să o numesc o comunitate destul de pură. După migrarea care s-a făcut din în jurul anului 1200, în timpul domnitorului Litovoi, când au venit cei din partea de sud a țării, Bumbești, Lupulești și Crăciunești, după aceea sălășenii, de atunci s-a format o comunitate cam pură. Noi nu avem fiice care să se cătătorească din alte zone cu băieții de aici și nici băieții. Rar băieți de aici care au plecat gineri în zona pădurenilor. De ce îi luau gineri? Pentru că erau foarte harnici. Iar fete foarte puține au plecat în altă parte. Și nici n-au adus fete, băieții din Merea, fete aici. Deci este o comunitate aparte. Ce vreau să vă mai întreb? Nu este ceva, că te întreb, scuze-mă, gen cum au mârlanii, că doar ei sunt tot așa de stricți când vine vorba de căsătorii. Ei se căsătoresc ei între ei, adică să nu se dea și nu rudele. Da, respectăm doar al treilea neam. Tocmai ca să nu se amestece cu alte neamuri. Da, să-și păstreze această comunitate pură. Deci cumva se asociază, se aseamănă cu... Da. Ne spuneați dumneavoastră tot așa la un moment dat că aici a încercat cineva să vină din afară, oamenii i-au lăsat, dar i-a pus la marginea satului sau undeva în afara satului. Da, ultimii locuitori care au venit și s-au întregat mai târziu în satul Mere au fost cei cu numele de Zepa. Acest Zepa, bineînțeles că i-au venit în țara Hațegului odată cu colonizarea dacii de către romani, aduși de romani din Imperiul Roman de Apus. Vreau să și dumneavoastră știți că, de fapt, Traian a fost locuitor al Imperiului Roman de Apus, el a fost adus la Roma, înfiat de un senator și a devenit mai târziu împărat. El, când a venit și a colonizat Dacia, a adus armată și din Imperiul Roman de Apus. A adus acea armată a lui specială și au colonizat. Acei Zepa n-a avut atunci, că satul era format, n-a avut loc în Merea și au așezat mai deoparte a satului, în locul numit Taber, am să vi-l arăt, și într-un alt loc, în Muștețul de Jos, la fel, un alt grup de Zepa s-a așezat acolo. Mai târziu s-au integrat și ei în familia aceasta a merenilor de astăzi. Cu greu, dar s-au integrat. Bun, acum, din ce am înțeles de la dumneavoastră, teoretic, până în anul 1996, satul a fost izolat de restul, în sensul că nu îi preistau drumul. Izolat din partea infrastructurii de acces. Da, era izolat, pentru că noi trebuia să transportăm pâinea de la Lunca Cernii cu spatele până aici, un bolnav, dacă se întâmpla pe timp de iarnă, trebuia să-l ducem cu scara l-am dus și morți s-au venit, am adus de la Hunedoara cu scara, pentru că pe timp de iarnă nu avem cu ce să-i transportăm. Eu în 96 am considerat că dacă nu fac pasul acela să merg să candidesc ca și consilier și după aceea să fiu desemnat viceprimar, nu am niciun spor la ceea ce m-am, adică nu voi reuși să aduc la îndeplinire acele proiecte. Și nu mai bine că am plecat viceprimar, toată lumea zicea că numai un nebun poate să meargă viceprimar, să lasă un milion din salariu și să ducă ca viceprimar. Da, să fiind învățător, să spunem acest învățător. Lucru. Da, m-am dus pentru ca să construim acel drum de legătură până în Merea. Adevărat că și atunci... Drumul pe care am venit noi. Da, pe care ați venit dumneavoastră. Și atunci am întâmpinat greutăți, pentru că însuși primarul pe care l-am susținut să fie ales, pentru că el a fost viceprimar în perioada... Da, acela este, vedeți, greu de acces din partea de sud-est și acela specific cu acces dinspre nord. Ce frumos se vede. Da. Acolo este satul Negoi, mai departe este partea de Caraș, că dumneavoastră ați venit până v-ați dus pe drum până... Era să nimerim în altă parte. V-ați dus pe acel asfalt până la limita cu județul Caraș.
Acum mergem mai departe și o să mergem până în partea cealaltă a satului. Vedeți? Acolo se vede capătul satului, se vede un șanț așa care coboară până jos. Deci ați vrea să că acest sat seamănă cu un cal. Da. Cu un cal înspre, cu spatele spre sud-est și cu capul spre vest. Dar vreau să vă spun că se vede un șanț acolo care coboară până la pădurea aceea. Pe acolo a fost gardul până jos. Unde acolo unde e bradul acela mare în față. Și mergeam în partea aia la fel până în pădure. Era înconjurat satul. Și mai departe pe partea cealaltă iar sat înconjurat cu o gard înalt de nuiele, de 2 metri. Și acum mergem? Acum mergem înapoi în sat. Aici v-am spus, mergem pe Seliște. Cât am fost elev, mergeam la vaci, acopeream caietul cu pieptul și scriam acolo, făceam tema. Ce frumos! Iar acum vacile le creștem, le ducem pe terenul nostru împrejmuit și stau acolo de dimineața până seara le aducem. Uitați, generația noastră are amintiri, are ce, aveți ce povesti. Noi încă avem ce povesti. Dar ce părere aveți de noua generație? Ăștia vor mai avea amintiri. Hai să vizerăm, nu prea am mare achizită. Noua generație nu văd prea bine. Vreau să fii și învățător, repet. Da, păi de asta am și întrebat. Dacă nu înțeleg să pună mâna pe muncă și să lasă acele influențe pe care vin din afară, din apus în special, pentru că acestea nu fac altceva decât să ne intoxice. Intoxice tineretul cu câte și mai câte. Noi de acolo învățăm, noi de acolo am primit droguri în școli. Părinții, dacă ai vorbit un pic mai tare copilului la școală, l-a stresat. Dacă ai luat telefonul, l-ai stresat. Dacă l-ai pus la muncă ceva, l-ai stresat. Dar de la copii din ziua de azi sunt mai sensibili, dar cumva trebuie să iei. Păi sensibil. Înțeleg? Și noi am fost sensibili. Dar am fost, dar trebuie să fim și disciplinați. Exact. Eu am fost o fire mai vulcanică. Dar am constatat că dacă nu respect anumite discipline, o să ajung la... Eu la altceva. Sunt copii din ziua de azi care nu poate sensibile. Și caută mai multe drepturi și când îi dai ceva sau îi cer sau îi segura pe ei, vin și te amenință, că pleacă de acasă. Dar numai că în școală s-au scos anumite lucruri, copilul are drepturi, dar are și îndatoriri. Exact. Are și drepturi, dar mai multe îndatoriri are. La educație cetățenească sau la... era în materia respectivă introdusă și drepturile copilului și îndatoririle copilului. Copilul trebuie să le cunoască, sigur că... Da. Și am mai văzut ceva. Acum încep poliția, paramedicii să învețe oamenii cum să dau prim ajutor. Să învețe și copii, să învețe și oamenii maturi. Păi eu ca dascăl am învățat pe copiii mei cum să dea prim ajutor sau cum să se păzească de anumite lucruri. Am avut odată o acțiune aici în care au venit pompierii de la Hunedoara și au rămas uimiți când au văzut că copii de la o școală din vârful muntelui de unde se pune harta în cui cunosc anumite reguli cum să acționeze în timpul unui incendiu. Pe când alții din oraș nu habar n-au. Dacă ați dat timpul înapoi, vă face tot învățător. Poftim? Dacă ați dat timp înapoi, ați alege tot în meseria de învățător sau ați face altceva? Aș alege tot meseria de învățător, dar aș continua să spun colegilor mei și celor care conduc învățământul, pentru că nu se face așa ceva. Și mai am vrut să continui înainte, dar m-ați întrebat, pentru că actualmente copiii nu știu nimic. Se plâng la examenul de... acum a fost simulare. Bacalaureat. La simulare că au fost subiectele prea grele. Că unul, eu am citit, că n-am citit, că n-am avut timp. Sau că, și vor numai distracție. Păi n-ai de unde să știi dacă tu nu pui mâna să citești.
dacă tu nu pui mâna să lucrezi cu creionul la matematică, dacă tu nu ai lucrezi la gramatică să rezolvi exerciții, n-ai de unde să știi, fratele meu. A avut mulți copii la școală. A fost... La școală am văzut că e destul de micuță. Câte clase au fost acum? Aici a fost generală de 10 ani. Generală de 10 ani. Când a venit din armată, era generală de 10 ani. Și după aceea s-a împuținat. Au plecat copiii cu familie? Au început oamenii să plece în acea perioadă. Haideți pe aici. A început să, din cauza lipsei de căi de acces, au început să plece. Și mai târziu, după ce s-au făcut acum, unii s-ar întoarce, dar nu mai au posibilități. Adică au vândut și nu se mai pot întoarce. Iar cei care vor să cumpere, de aici nu se prea vinde. Multă lume vrea să cumpere, dar nu se vinde. Acolo este un cătun? Da, cătunul, gruiul colibilă. Și ține tot de Meria sau nu? Da, este? Da. Deci, de fapt, satul Meria nu este doar pe unde ne plimbăm noi acum. Nu este numai aici centrul satului. Sunt cătune Gruiul Colibilo, Boroslavu, Muștețu, Fântâna, Poenița, a avut Cheia și în toate a fost școli. Au fost școli, acum nu mai sunt. Peste tot a fost școli? Da, sigur că da, școli de 4 ani. Păi stați așa, câți oameni a avut cel mai mult Meria? Cel mai mulți locuitori au avut în 1944, când ne-am găsit în arhiva primăriei, 4.500 de locuitori. 4.500? Da, 4.500 de locuitori. Păi era o comună întreagă aici. Păi era, într-adevăr, în acea perioadă se numea Comuna Politică Meria. Politică Meria? Da. Și cum de stăteau cei 4.500 de oameni? Că aici văd că sunt căsuțe mici și nu sunt așa... De aici și până acolo a mai fost o casă. Unde aici? Da. De aici până acolo a mai fost o casă. Un curte la noi și în spate a mai fost o casă. Deci aici a mai fost o casă unde filmez eu acum. Și locuitorii satului mere au fost case până mai jos, răspândiți. Și plus faptul că era în cătune și pe margine era alte câte și mai câte case pe marginea satului. Deci 4.500 de oameni au stat în satul Meria. Păi, v-am zis... Și acum câți mai locuiesc? Aproximativ 230 de locuitori. 230 de oameni? Da. Și restul au plecat? S-au au dus plecat, în lume? Au plecat în zona Banatului, mai ales sunt foarte mulți în Hațeg, în Silvaș, mai sunt în ăsta, în Cinciș. Primii locuitori au plecat acum 100 și ceva de ani. Și deci, acum 100 și ceva de ani. Da. Dar mă uit iar la un lucru la dumneavoastră aici în localitate, față de alte sate care au pierdut atâția oameni, nu sunt casele păstrăsite. Adică nu sunt case dărăpânate. Păi rar unde găsești aici, este o casă dărăpânată, mai este unde... Asta este dărăpânată? Da. Asta este vilă. A fost în anumite sate din România unde erau dezastru. Da. Era dezastru acolo. Nu prea sunt case părăsite și case lăsate în paragină. Deci nu sunt. Nu sunt. Dar iar ce am observat aici la dumneavoastră în sat, casele nu au aceeași arhitectură. Adică nu se, sunt arhitecturi diferite la case. Au avut o arhitectură specifică satului Meria. Și am mai întâlnit acea arhitectură la dumneavoastră în zona Olteniei. Cu casele de lemn, era case de lemn cu târnaț sau cu ăsta, cu holul acela în față, târnaț, hol sau... Pridvor sau prispă. Da, mai multe sinonime. Și... Dar acum mai nou s-au schimbat. Vine și mașina? Da. Aici avem biserica. Aici avem biserica. Una dintre ele, să spunem. Da, biserica ortodoxă. Și mai sunt? A fost biserica aceea de sus, biserica baptistă. Baptistă, da. Și mai este o biserica penticostală, vă arăt. Dacă vreți să intrăm un pic aici ca să vedeți. La biserica ortodoxă? Biserica ortodoxă aici. Biserica ortodoxă, aici școala a fost curtea școlii. Aici era curtea școlii? Da. Aici ați stat dumneavoastră cu copiii, nu? Da.
Aici școala, acum... Mai e ceva să mai, nu știu, nuanță? Sau e doar închis așa atât? Mie mi-e milă să mă bag, nici nu mai pot intra. Câte amintiri aveți aici? 45 de ani. 45 de ani? Da, ca învățător. Și 9 luni câte mi-ați zis? Cu 45 de ani calendaristic, din punct de vedere al învățământului, că acele 9 luni, anul de învățământ începea în 1 septembrie și se termina în iunie. Da. Deci 44 de ani și 9 luni, 45 de ani calendaristic în învățământ. Și acum este închis aici, nu mai este nimica. Cu 10 ani înainte de a ieși la pensie, am fost la o reciclare și ni s-a cerut de acolo să facem un referat, să întocmim un referat și să-l prezentăm cum vedem școala în viitorii 10-20 de ani. Am un manuscris, îl păstrez în caiet, în care am scris cum văd școala atunci. Exact așa. O să văd tabla aruncată pe undeva, înăuntru un mai plin de păianjeni, băncile rupte. Dacă am deschide, același lucru se vede acum. Vedeți, am avut, am băgat apă. Vedeți că la baia acolo e ruptă. Da. E ruptă legătura cu apă. Acel cămin este construit de mine cu un cetățean din sat. Și aici am avut un alt cămin mai jos, s-a spart ce este pe el, apa este întreruptă, polul acesta n-a existat, l-am construit pentru că intra apa zăpadă direct în ușă. Văd că aveți emoții. Și am insistat să construim acest hol ca să nu mai intre direct în ușă. Dar acum arată în paraghină. Ce vreau să vă spun și o să vedeți cum se distrug lucrurile. Această țesătură, covoraș de la biserică. Aceasta de aici? Da, asta de aici. Covorașul. Stați așa. Scrie ceva. Este donația unei familii. Sabina. Și ce au făcut preoții și fac cei care se interesează de gospodărirea bisericii, le-au aruncat ăștia donații și din bani. Ba mai mult, creznicul care a fost la biserică a vândut la obiecte, a vândut ciocanul de bătut toaca. Știți ce acela, stolnic sau pistolnic? Da, 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 da. Și ăla l-a vândut. Am aflat ulterior și după aceea m-am convins, l-am văzut la târgul de antichități care se organizează într-o localitate între județul Sălaș și județul Cluj. Și cel care a vrut să cumpere, ăsta nu-l vindeți, nu. De unde-l aveți? Dintr-o localitate de undeva din județul Hunedoara le-am cunoscut. Păcat. Nimeni nu ia nicio măsură. Păcat. Cimitirul este și un cimitir foarte vechi. Aici e cimitirul? Da. Și în partea asta și în partea asta. Dar nu este prea... abrupt. Abrupt așa să... Ce se face? E abrupt? Învățător dacă fiind... La un moment dat fac o glumă proastă. Ziceți. Îi vezi cum... Da, pentru că există umilitate și... Nu fugete. Nu fugete. Învățător fiind... Am participat și eu aici, așa, când se îngropau și am găsit și am păstrat o monedă găsită prin 1600 și ceva aici. 1600. Și ca o curiozitate vreau să vă spun că locuitorii a satului Mirea, unul dintre trădătorii cozile de topor a satului Mirea, a colaborat cu Imperiul Austro-Ungar. Mergea călare pe car din Mirea până în Budapesta. Locuitorii satului Mirea, printre care și un străbunic de-a meu, i-a organizat un complot. L-au prins în afara satului, l-au omorât, l-au tăiat în bucăți, l-au băgat în desagi și l-au ținut o lună de zile sub niște copaci. Pe deținul unui copac, după o lună de zile l-au adus
și l-au băgat sub grajul podelele la Graști, la niște boi. După o lună de zile, l-a adus și l-a îngropat barât unde l-au băgat, mi-au pus tata și cu unchii meu. L-au băgat peste un alt mort. L-au pus peste alt mort? Da. L-au îngropat, noaptea l-au băgat acolo unde este copacul acela. L-au acolo? Băgat. Da, l-au băgat peste el. Am înțeles. Micuț cimitirul. Păi știți de ce e micuț? Sau mai sunt și alte cimitire prin Cătune? Nu. Se scot doi și se bagă unul. Că toți suntem aici în zona asta din comună, ne spuneați că aveți și ceva oameni care au luptat în primul și al doilea război mondial. Da. Și vreți să le faceți un monument. Da, le facem monument. Cât sunt în primul și cât sunt în al doilea război mondial? În primul război mondial este unul care a murit pe teritoriul Italiei, iar în al doilea război mondial sunt 18 înși. Din Meria? Din Meria, da. Ăia vor fi trecuți pe acel monument. Cum i-ați găsit în arhive? Unde i-ați găsit? Am vorbit cu oamenii și știam de mic. Ce învățătorii dați aici? A fost... am venit eu prima dată învățător, a fost vreo 12 dascăli. 12 dascăli? Da. Și lângă era Caminul Cultural. Caminul Cultural n-a fost acum, că scăzând populația școlară... A, s-a făcut Caminul Cultural. Caminul Cultural. Bine, dar am înțeles că învățați copiii să danseze, să joace. Ai învățat la mine în sala de clasă. În sala de clasă? Da. Și învățau copiii, învățau. Da. N-aveau încotro. Nu, toți copiii. Pe ca o curiozitate am să vă spun că am avut în clasă un surdomut și orb la unul din nou. L-am învățat să danseze. Și dansează. Surdomut? Da. Și dansa? Da. Și acum are 40 și ceva de ani. Dansează când sunt ore în sat, dansează dansurile pe Dupnești. Și locuiești aici în sat? Sigur că... Apropo de faptul că ați fost învățător, am o curiozitate. Câți dintre foștii noastre elevi pe care ați învățat să scrie mai vin la dumneavoastră, vă mai caută? Comunic în fiecare zi cu ei care sunt aici. Eu am spus-o și o repet, din punctul meu de vedere, cea mai importantă meserie este cea de învățător. Toți suntem doctori, ingineri, toți suntem, nu știu, avocați, economiști, dar dacă n-ajungi la învățător să înveți să scrii... Da, ca o curiozitate sunt și respect, că multă lume m-a întrebat dacă au mai respecte ca învățător sau dacă au cât de recunoștință pentru ce au făcut. Da, au, sunt, recunosc. Și niciodată cuvântul lor nu trece peste cuvântul meu. Deci vă respecte și acum. Absolut. Tot așa ne povestează la un moment dat de comunitatea din Meria că a trebuit să băgați apă. Da. Și că pe o porțiune de 6 km v-ați împărțit pe porțiuni. Da, absolut, puteți să întrebați pe oricine. Și n-a fost nimeni care a tras chiulul, că de obicei mai sunt comunități în care unul se face că e bolnav și nu vine la muncă. Nu, fiecare noi știam că mai sunt și de ăștia, ca să evităm acest lucru, am împărțit fiecăruia porțiune de 7 metri. Și fiecare trebuie să sape. Absolut. Și cu mâncarea cum ați făcut? Mâncarea, fiecare lua mâncare de la el de acasă. Da? Sigur că da. Păi ne spunea ceva de niște muncitori care îi durea genunchii de la piure. Bine, aia cu cei care au venit să... Când am deschis drumul de la aici, de la Meria până la Lunca Cernii, a fost o echipă celor de la Hunedoara, drumul și poduri. Și ca să-i ajutăm cât de cât să nu mai meargă până Hunedoara să... Ia masă acolo, am hotărât să le oferim masă seara. Veneau la birt aici și... Unde aici la birt? Da. Și spuneau că stau până târziu și oamenii aștept, dar după ei, apoi vedeau la mine și... Asta e băiatul care s-a domnit. Aici așa care s-a văzut. Aici? Da. Am văzut că se cresc oile pe aici foarte mult, în zona. Mai sunt, dar nu... S-au cam restrâns numărul de oi. Cam 3.000 de oi erau în satul meu, dar acum 3.000? Mai sunt cam în jur de 200 de oi.
Sunt ceva. Pentru timpul de acum sunt ceva. Păi stați că acum 2 ani de zile am avut 60 de cai meri. Acum avem 2 cai. Adică oamenii se ocupau cu creșterea animalelor, cu agricultura, cu absolut, tot aici. Cu creșterea animalelor, cu agricultura, dacă acum nu se vede, dar din ce s-a văzut înainte, oamenii au... Mergem în față? Sau? Mergem un pic încolo. Oamenii au... își lucră pământul, nu există o palmă de pământ nelucrat. Da, am văzut lucrul ăsta. E adevărat că primești și subvenții de la... Apia, dar eu am spus că și dintotdeauna se lucra fără să primim subvenții, atunci plăteam mult impozit, dam și multe cote, cotă de lână, cotă de dam miel, porc, vițel. Din ce aveam în curte? Ce aveam în... Da, lapte. Și se lucra pământul și atunci, și se lucrează și acum. Unii încearcă să mai... Să mai tragă chiulul, dar am spus-o, fraților, trebuie să ne lucrăm pământul pentru că noi suntem plătiți să ne lucrăm. Corect. Apropo de asta cu lucratul pământului, s-a întâmplat, nu știu, în comunitatea noastră, unul să nu-și muncească pământul și ceilalți vecini să-i spună, mă, ne faci de râs, muncește pământul. Se întâmplă că unii, da, e adevărat că există această opinie, mai ales că opinie cetățenească în jur, mai ales în mediul rural. Oamenii îți lucrează pământul, nu să-l lasă așa nelucrat. Și este rușine pentru cel care nu să-l lucrează. Pentru că, ca și o curiozitate pentru dumneavoastră, am spus că noi suntem am fost și suntem o comunitate unită. Când cei care nu puteau să-și lucreze pământul, cei care aveau posibilități și erau mult mai harliți un pic, îi ajutau, se făceau clăci. Da, se făceau clăci, mergeau la coasă, ajutau la săpat, la căratul fânului sau la aducerea căratul lemnelor. Adică se ajutau reciproc, sigur că fără da. Nicio problemă, unii când pe alții. Când se construia o casă, se ajutau, plecau cu mic, cu mare, pentru că noi aici n-am avut decât piatră, cărămida... Și cărămida, mai târziu am făcut-o pe plan local, dar țigla o transportam uniți așa între noi. Lemnele din pădure le transportam unii în unele între noi. Varul care se aducea din alte parte ne ajutam și îl transportam. Când era nevoie, fiecare mergeau și se ajutau reciproc între ei. Ca să poată să își facă treburile și să nu întârzie, să fie în pas cu ceilalți. Ce vreau să vă mai întreb, că aici suntem în centrul satului Meria, că tunele toate sunt populate sau sunt și unele părăsite? De exemplu, am fost la Bătrâna și da, unele centrul din... era populat, da. Dar cătunele erau cam... Unele din cătune sunt părăsite. Cătunul Poinița e părăsit, Delurele se părăsit, mai nou, ați văzut acolo, la mine acasă a fost cuscrul meu, îl tundea fiul meu. Da. Acolo, în cătunul lui, au fost foarte mulți locuitori, acum mai sunt 2 inși. Este pe cale de dispariție. 2 inși în toată... Vă aduc pe aici așa, ca să, acum deviem un pic de la subiect, aduc pe aici așa să vă arăt că acolo jos se află bazinul de acumulare. Unde? Hai să vede imediat. Făcut dinainte de casa, 90. În 83. Casa născut. Pompelor acolo se află, de unde urca apa pe vertical aici sus. O să mergem pe aici pe ocolită și o să vedeți și bazinul de 11.000 de litri, de unde bazinul de acumulare. Vedeți? La ce zonă frumoasă este aici, e super. Linia de înaltă coboară acolo jos la casa pompelor. Așa, de acolo vine apa. Da, de acolo venea apa. Venea acum apa. Nu mai vine. Acum aducem prin cădere. Acolo jos, vedeți că se vede ceva. Da, 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 da. Acolo e casa pompelor. Acolo printre copaci printre se vede. Printre copaci e casa pompelor. Linia de înaltă coboară până acolo. De 3 faze, coboară până acolo la ea.
la o să ea. Urcăm pe aici, pe undeva, pe scutetul și o să mergem direct la bazinul de acumulare, la mare de acolo. Unde, pe aici? Da, pe aici. Și aici n-am mers prin sat ca să vedem. Să vedem aici. A, și ne coborâm pe partea altă cum a venit acum. Da, coborâm pe partea altă, pe ulița cealaltă. Am înțeles. Mergem pe aici. Frumoasă plimbarea, vă mulțumim pentru ea. Frumoasă. Nu, chiar aveți o zonă frumoasă și dați ce priveliște și aici, să le arăt. Acolo este unul din cătune, se vede. Da. Și pe deal, se întinde și pe deal, până și aia de pe partea aceea, cătunul acela are alimentare centrală cu apă. Deci și acolo. Separată de satul Meria. Separat de Meria. De centru, de centru de sat. Dumneavoastră, deci aici v-ați născut, aici... Ați crescut? Aici am născut, aici am făcut clasele 1-8, după care liceul la Deva, liceu pedagogic. Mai târziu am făcut Institutul Pedagogic de la Arad Vasile Goldiș. Lucrarea de licență a fost municipiul Oroștie. Mai târziu mi-am dat seama că trebuia să fac despre Meria. Urmează să am ceva lucru, o carte despre Meria, pe care urmează să o public mai târziu. Tot am vrut să vă întreb, fiind învățător, puteați să vă duceți oriunde în România, la un moment dat. De ce ați venit aici? Știind că la un moment dat poate școala nu mai are viitor, în sensul că nu o să mai fie copii. Păi, eu am spus-o din totdeauna că chiar dacă școala nu are viitor, dar totuși voi milita să aibă viitor și am militat, și aici fac o paranteză, atunci când am presimțit că se va desfința și asta s-a desfințat nu numai datorită că nu putea să mai funcționeze, ci fiind eu o fire mai vulcanică și care nu-mi plăcea să plec capul în fața oricui, s-a organizat și împotriva mea un așa numit complot, pentru că a așteptat până când eu aveam dreptul să mai funcționez ca învățător încă 2 sau 3 ani după ieșirea la pensie. Dar imediat după ce s-a împlinit vârsta de pensie, primarul și cu consilierii și directorul de la școală imediat a anunțat inspectoratul că este timpul să ies la pensie să plecați. Și să ies la pensie, să nu mai stau învățător. A dus o învățătoare care a stat 2 ani de zile, după care s-a desfințat. Deși eu organizasem în așa fel să aduc pe nepotul meu din Franța să fie la școală și încă un alt copil. Ca să fie copii, să nu se ca închide. Să fie copii, să nu se închide. Să funcționeze. Dar imediat a anunțat și la prefectură și la inspectorat și s-a desfințat școala. Aici este acel bazin, ne putem uita și în el. Aici este bazinul de care ne spuneați dumneavoastră. Încă se mai află apă în el. Da, chiar mai apă în el. Aici imediat acest bazin este din metal izolat. Nu l-am putut să ne-am putut să pasă să-l îngropăm pentru că a fost piatră. Și am cărat mușul oaie de pe câmp și l-am îmbrăcat să mențină apa rece. Să nu fie, da. Pe timp de vară. Deci asta este făcută de locuitorii din Meria. Absolut. De locuitorii din Meria cu forțe proprii, cu finanțe proprii. Din propriul buzunar. De la ei. Dar chiar cum a stabilit cât să dea fiecare? Pe lângă banii de la întovărășire, fiecare bărbat din casă să contribuie cu 1000 de lei. Cu 1000 de lei, am înțeles. Achită suma respectivă. Eu fiind cu tata pe atunci, tata trăia, am pus 2000 de lei. 2000 de lei în fiecare an. Până s-a acoperit suma. Până s-a acoperit suma respectivă. Să rămână. Ce faceți? Să vecinii trigi la vale, mi-au câine râu. Eu nu mi-am mers de râu. Da? Sămna. Ce faceți? Un pic la aia. Da? Frumos la dumneavoastră aici. Foarte frumos.
E liniște, aer curat? Da. De când stați aici, Ameria? De când m-am născut. Da? Da. Câți ani aveți? 51. Mulți înainte. La asta și dumneavoastră. Și ați plecat de aici vreodată? Nu. Asta a fost urmața noastră de dansuri? Da. Aici sunt case de la Meria, casa grajdul vecinului. Da. Aici sunt cu doi tineri de la Meria, sunt tot elevi de-ai mei. Aici sunt câțiva copii din foarte multă vreme din Meria, cu dirigintele lor. Aici sunt tot elevi de la școala din Meria, am făcut o vizită la Deva, aici la fel cu un fost director din, de la școala din Meria, aici la fel sunt copii din Meria și cu directorul școlii. Aici sunt eu în sala de clasă cu... De la școala din Meria? De la școala din Meria cu Vărmiu când a venit și cu prefectul de Hunedoara. Așa arăta școala. Aici așa arăta școala, sala de clasă. Ce frumos. Și aici la fel. Aici este exteriorul celei de clasă. Aici avem poezii. Aici e folclor, strigături din... Din zona asta? Din zona asta, da. Strigături, cules, cântece, cules de la câți mai câți. Deci asta e un fel de istoria zonei, a satului. Da, zonei, a satului. Aici sunt eu cu formația de dansuri și obicei pe o scenă la cântarea României. Da. Aici sunt eu cu copiii la colindă. Copii din Meria. Da. Iartați, domnul învățător. Da. Aici la fel. Aici la o serbare a pomului de iarnă. Aici sunt elevi de-ai mei. Din ce an este poza asta? Nu mai țin minte, este de, destul de veche. Aici sunt câteva din obiceiul ăsta, este o mormântare de la Meria de multă vreme. Vedeți casele acoperite cu paie. 1928 sau ce zice? Da, 1928, la fel aici, tot la o mormântare în 1928. Aici este la botez, un botez. La Meria, tot în 1928, aici la Paști, da, Meria, aici sunt eu. Dumneavoastră ce vârstă aveți aici? Mai rețin oricum, da, aici e timpuriu, cam de vreo 3-4 ani. 3-4 ani? Da, aici sunt fete din zonă, cum erau copii din zonă. Această fotografie am făcut-o când a venit profesorul din Lășineleu Silvaniei. Aici dumneavoastră sunteți? Da. Cheamă Hera. Cred că n-avea 30 de ani aici. Era destul de tânăr, da. Luis, dragi, și Luis, dragi, dar lui... Aici și mai chemare este... o pisicuță și aseară când... Dar dumneavoastră vă identificați cu istoria satului din ultimii ani, da, de zile. Aici este cimpoier de la Meria. Și că îi lasă și când ăla i-a mai spus, nu mai punem cartonul, cartonul Leontine. Da, am să vă... Este de aici din... Toate informațiile care sunt aici le-am dat eu despre... Și le-a scris Vaida. Le scriu și eu în cartea mea. Cătunul Boroslav, Cătunul Leontin, Cătunul Poiunița. Deci aici asta nu mai este populat. Da, asta nu mai este populat. Cătunul de Lurel, Cheia de Lurel, parțial populat, Valea Babii, mai avem un cătun sat care aparține de Meria, este peste râul Cerna dincolo, aproape de ăsta de Negoiu. Aici sunt eroi. De care ziceați dumneavoastră? Da, de care ziceam eu. Bumbescu, Ianaș, Băbulcon, Crăciunescu, ăștia sunt doi feciori, doi frați care au murit în război. În al doilea război mondial este aici. În al doilea război mondial. Aici este altul. Rude ceva cu dumneavoastră sau nu? Scorobete Ianoș Brizu. Este tatăl celor doi intelectuali. Al lui Miros Scorobete de la Cluj și al lui Aurel Scorobete de la Timișoara, lector universității.
Aici, despre fiecare, e foarte mult de spus. Eu când au ridicat acest monument, o să vorbesc atunci despre ei. Da. Cel care a murit în primul război mondial nu este trecut aici, este trecut totuși pe monument. Aici avem port popular? Da, port popular, da. De la Meri. Aici sunt războiul de țesut. Aici sunt muncitori forestieri de la Meria. 1960. Da. Un grup de... care au lucrat pe la Petroșani. Aici zice că boxer, dar ei nu erau să ocupa cu boxeritul, ei numai cu clăditul lemnului pe loc, stânjeni. Stânjenul măsoară 1,90 m ceva, 96. Aici sunt animale din comună, aici sunt cum poartă femeile de la Meria în spinare, nu? Am văzut și când am intrat în sat, că era o doamnă. Da. Aici este o căruță veche de-a mea luată aici. Da? Aici le-am aici așa, cu mochile caile. Aici, în această fotografie, sunt eu la stână. Purtam ochelari pentru că m-am prins sudura. Aici sunt eu cu cei doi cai care aveam, doi armăsari. Aici aveam 3 ani, sora mea 1 an, tata și mama. Aici? Da. Asta este o casă veche. Aici face vaida referire dintre, face cotele de la dealul cetății, vede dealul cetății. Aici, în mai depărtare, este cimitirul, adică luat din cimitir, vedere. Aici este dealul Ableului, care l-am avut în spate, și dincolo Mesteacă, nu l-am luat pe cote. Deci exact cum să-i mei. Frumos. Că eu plecat aici intrarea în Meria. Chiar aveam poftă de cartofi făcuți pe plită. Și uitați că am noroc de cartofi făcuți pe plită. Vă mulțumesc frumos. Deci chiar aveam poftă. Aici este cartea la care lucrați dumneavoastră acum, nu? Și cum se cheamă? Meria, satul de la? De la Vânătul Cerului. De la Vânătul Cerului. Da, mai departe vorbesc despre tradiții, obiceiuri, tot ce este aici. Toponime, obiceiuri, numele, tot ce trebuie. În cât timp o terminați? Păi, acum, cred că mă așez într-o zi să mai scriu încă, o 2-3 zile trebuie să mai scriu. Da. De care vârful pune Valea Bâlii. A, scrieți, denumirile. Și când este gata, ne chemați pe noi la lansare. Da. Gata și acest vlog. Să sperăm că o să vă placă. Nouă chiar ne-a plăcut acest sat, satul Meria, pe care l-am descoperit din greșeală. Dar cu toate acestea, am găsit aici niște oameni faini, deschiși și care te așteaptă cu brațele deschise. Am și mâncat bine. Sunt niște oameni de vis, ne-au prezentat comuna, satul, pardon. Sper că veți regăsi și vă veți regăsi, de ce nu, în toată această poveste frumoasă. Dacă aveți timp și ajungeți prin Hunedoara, pe lângă lacul Cinciș, dați o fugă și până în satul Meria, pentru că se merită. Până data viitoare aveți grijă de voi și pregătim următorul vlog. Și să ne urmăriți!